venit în urma celor întâlnite pe teren. Am văzut că se vinde foarte greu marfa, era foarte greu să vindem pe marginea șanțului. Ne-am asociat 5 membri, am pornit la drum în anul 2013 și iar la momentul ăsta vindem pe 6 magazine mari din țară. Sunt multe comenzi? Comenzi avem undeva la 200 și ceva, 250 de tone pe zi. Aveam și un preț foarte mic, bineînțeles, că nu puteam să facem niciodată prețul dacă erau intermediarii tot timpul între noi. Acum vinem direct către market, prețul îl știm tot timpul, banii sunt garantați că vor veni. Chiar dacă îi luăm la 30 de zile, am pornit această afacere pe un plan de 4 ani, în care noi trebuie să construim depozitul, să îl utilăm, să putem dezvolta afacerea cât mai bine. Întâmpinăm probleme destul de mari cu finanțarea pe banii europeni. N-am primit ceea ce ni s-a spus că vom primi de fapt, ceea ce este și în plan trecut, 75% din investiții cu 10% din valoarea producției comercializate. Ceilalți tovarăși au fost, sunt tot oameni de sat, ne cunoaștem foarte bine. Ne știm de mult timp. Important într-un business ca acesta este să ai încredere unul în celălalt, să poți construi treptat și să te sprijini unul pe celălalt. Dar mergem oricum în continuare înainte, încercăm să accesăm și pe alte măsuri, dacă se poate, bani europeni și să dezvoltăm afacerea așa cum ne-am dorit. Nu ducem lipsă de clienți. La început am căutat noi, acum suntem căutați pentru a le livra marfă către marketuri, supermarketuri și hipermarketuri. La ora actuală ne rămâne 50-55 de bani maxim pe magazin. Un preț net. Ca să avem să ilustrăm povestea. Acum. O să iei unul, să ne arăți. Sunt pe fune. Acesta are în jur de 7-8 kg și marfă calibrul nostru este de la 4 la 12 kg pe market. Toată marfa este atent selecționată, pusă cu grijă în acești binși de carton și livrată către market. Și este produsă de voi, nu tot de voi? Toată este produsă în Gheorghe Doja. Ce nu? Da, asta este ideea și este și o idee de succes, pentru că am reușit în acest mod să ne vindem singur marfa și totodată să avem o creștere. Avem o gamă mai diversificată, nu avem doar pepeni, avem grădină, ca de exemplu roșii, ardei, capia, gogoșar, varză de toamnă, dovleac plăcintar, dovleac de Halloween, ceapă verde, am avut dovlecel de primăvară. Thank you.